Accident cumplit în Timiș. O șoferiță s-a urcat cu mașina pe trotuar, acolo unde a intrat în plin într-un grup de oameni, printre care se aflau și copii. În total, 5 persoane au fost rănite. Toți au fost transportați la spital. Accidentul, care a fost la un pas de a se transforma într-o adevărată tragedie, s-a produs chiar în centrul orașului Gătaia. Din cercetările polițiștilor iese că femeia în vârstă de 58 de ani a pierdut controlul volanului după ce a izbit pe trecerea de pietoni un băiat de 13 ani care se afla pe bicicletă. Autoturismul a ajuns pe trotuar unde erau o fată de 15 ani, două femei de 32 și 37 de ani și un tânăr de 29 de ani. Șoferița nu a mai putut evita impactul și a lovit pe toți cei care se aflau în acel moment pe trotuar. Astfel, doi copii și trei adulți au fost loviți în plin de mașina scăpată de sub control. La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje SMUR de ambulanțe, dar și pompieri și polițiști. Toate cele cinci victime au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Doi dintre răniți au ajuns la spitalul județean. Am primit dintr-un accident rutier doi pacienți adulți care sunt în momentul acesta în curs de evaluare. La prima evaluare sunt conștienți, sunt echilibrați hemodinamic cu acuze datorate conduzilor pe care le-au. Dar după ce se vor efectua investigațiile imagistice, o să putem avea un bilanț regional mai bun. Femeia a fost testată cu etilotestul, însă rezultatul a fost negativ. Șoferița s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.